Nu. Nu, doar repriza a fost totală a noastră. Am avut 3-4 ocazii clare de a marca. Este ratări foarte mari. Ne pare rău că nu are să câștigăm. Eu zic că meritam victoria această seară, dar până la urmă e bine că nu am pierdut. Ați ratat chiar foarte mult. Exact. Asta ne deranjează foarte mult. Încercăm să lucrăm la antrenamente și când vine meciul parcă suntem blestemați. Alte echipe, dacă ar avea ocaziile acestea, ne-ar taxa imediat. Dar sperăm ca în meciul viitoare să marcăm cât mai multe goluri. Nu, sincer nu. Prima repriză a fost un meci mai echilibrat, dar a doua, nu știu dacă au vreo ocazie de poartă, am dominat total la a doua repriză și meritam să câștigăm, mai ales pentru ocaziile pe care le-am avut, eu zic că meritam să câștigăm. Vine pauza asta pe moment bun pentru voi sau nu contează. Până la urmă, echipa națională, echipa națională, când se joacă, nu mai contează cum ești în formă sau nu ești în formă. Noi eram ok, până la urmă am pierdut un singur meci în acest campionat, dar cu siguranță ne vom întoarce de la națională, cei care vom pleca foarte bine și vom continua parcursul bun. Știi că sunteți trei, urmează să fiți trei. Am aflat acum, l-am felicitat și pe Popică, mă bucur pentru el, am muncit foarte mult să ajung aici. Ce să zic, a făcut o treabă bună atât el cât și Tudorică și îi felicit amândoi. Sigur că în meciul de Dinamo și Rapid, prea puțin pe orgoliu de Oltean. În meciul cu Dinamo, din păcate, am făcut un meci foarte slab, nu știu dacă meritam să câștigăm. Un egal probabil a fost echitabil, ținând cont de a doua repriză, că am dominat-o. Dar, ce să zic, până la urmă un meci foarte prost cu Dinamo, dar în această seară meritam victoria și un punct este foarte puțin, da, într-adevăr. Dublu asta cu Kosovo și Lituania? În Kosovo va fi o partidă foarte grea. Ultimul meci nu am fost acolo, dar am vorbit cu colegii, știu fiecare ce ne așteaptă acolo. Un meci de luptă, nu știu terenul cum va fi, dacă va fi ca atunci foarte, foarte moale, siguranță va fi un meci de luptă și o echipă bună, care acasă pune probleme oricărei echipe. Și după aceea, acasă cu Lituania, trebuie să câștigăm neapărat și vom vedea ce va fi pe viitor. Bineînțeles, când mergi la echipa națională, abia aștept să mergi acolo și să te reîntâlnești cu toți și acum cu domnul Mircea Lucescu. Sperăm să facem o treabă poate la fel de bună sau mai bună decât a fost cu domnul Edi Eldănescu. Mulțumim frumos!